Bună seara din nou! După o pauză bogată, continuăm misiunea împreună cu inginerul Doru Scripcaru, președinte UGIR. Încercăm să discutăm despre investițiile în timpul conflictelor și a acestei stagnări și inflații la parametri deosebit de crescuți. Doru Scripcaru, începusem să discutăm înainte de pauză despre ce putem face ca să încercăm să repornim prima dată de supraviețuire, pentru că România are niște probleme deosebite. Am să intru în justificarea unei afirmații că suntem pe pas de a dispare de pe hartă, dar până atunci să încercăm să vedem ce trebuie să facem obligatoriu ca să ne ducem istoria mai departe. Păi, obligatoriu, după părerea mea, încă o dată spun, trebuie să luăm acele măsuri care să ne permită să ne folosim bugetul, banii care îi putem primi de la Uniunea Europeană, într-un alt spirit. Auzi, doar mă scuz, ție ți-a dat cineva vreodată de pomană? Dom'le, în clipa în care ți-o luat totul de la tine, înseamnă că poate să-mi iei niște bani acum. Bun, dacă vrea. Ar fi obligat. Și depinde dacă te faci preș. Polonezii au alte interese. Și noi, și altă susținere. Și noi nu putem? Noi suntem latini, într-un fel. Și cu influențe slave. Este foarte păcat că noi, la ora actuală, nu prea mai avem parteneri care să ne respecte. Nu să ne respecte, să fie alături de noi. Cu Serbia ne-am certat sau undeva e greu să ne-am uite. Ne-am certat. Nu da. Ne-am certat. Domnule profesor, este greu să uite. Eu am fost la... Păi cum să uite? Păi asta spun. Păi cum să uite? Păi cum să uite? Păi să uite. N-au cum să uite. Că le-am dat voie să vină pe teritoriul nostru să-i bombardeze. Aerian, da? Da, așa. Cu... Dar să știi că a aprobat Parlamentul atunci. Nu ca acum. Eu spun altceva. Am avut un Parlament informat? Sau am avut un... Niciodată n-am avut și atunci, un Parlament informat. Și atunci. Bun, dar măcar a respectat formal legea. Sincer, vreau mai bine să nu o respecte și să fi luat o altă decizie. Așa. Și atenție, circulația pe Dunăre e blocată de atunci. Știu. Da, și noi pierdem $1.000.000 pe zi. Da, dar eu acest vreau blocaj. Să vă mai spun altceva. Treaba cea mai delicată, și am mai spus-o într-o emisiune, mai spun și acum, noi avem parlamentari cu dublă cetățenie. Noi, referitor la poziția Ungariei, noi suntem un partener de bun simț. Însă ei, la ora actuală, cumpără terenuri, cumpără case, fac un joc foarte dubios în Transilvania și noi tăcem. Și atunci, în Parlament avem oameni cu dublă cetățenie ungară și română și la o problemă delicată, ce vor face? Vor fi împotriva noastră. Și atunci? Și atunci nu ar trebui prima lege acum scoasă, repede, urgent, să ajungem alegeri anticipate, n-are voie decât numai cetățeni cu o singură carte de identitate română. Punct. Adică în clipa în care tu vrei să fii cetățean a 10 țări, e dreptul tău. Dar la mine acasă nu poți fi decât simplu cetățean. Așa prevede legea. Care lege? Nu. Ca să fie, păi să da. Aibă numai cetățenia română. Sigur, sigur. Păi tu ai spus. Păi da, și se poate face o lege cu să se schimbă Constituția. Adică sper în clipa în care vom ajunge să facem ședințele față în față, să terminăm cu treaba asta, cu pandemie. Și așa, ați văzut, fac o paranteză, ați văzut că Austria reintroduce. E normal. N-am spus tot aici, astea masterele subiectători, v-am martori, că s-au ridicat măsurile mult prea brusc și
nu era cazul să le ridice dintr-o dată, că încă erau spitalele pline și numărul morților zilnici depășea 50. Dacă o introduce încă o dată și vom ajunge să închidem și fabrici și că ce mai avem activități, de unde am dat o dată, acum 2 ani, acel 75% ajutor de șomaș, fiindcă s-au închis, nu știu cum s-au mai spus, nu mai avem șomaș bani. Șomajul tehnic. Bun, nu mai avem bani. Credeți că nu mai sunt bani. Și atunci ce vom face? Păi tocmai spuneam că s-a cheltuit într-o lună 5 miliarde de euro. Bun, acum... Deci, paranteză la ce a spus dumneavoastră, că nu este la vedere. Astăzi a fost dat un comunicat, 30 de milioane de euro s-au cheltuit cu ajutorul acestor necăjiți care fug din țara lor și nu știu unde să se ducă. Eu sunt întru totul de acord că trebuie să-i ajutăm, dar ar trebui la vedere că totuși 30 de milioane de euro înseamnă vreo 150 de milioane de lei, care sunt bani și sunt în aceste 2 săptămâni. Nu? La cât suntem datori nu mai contează. Și totuși arată o latură a poporului român, acea latură care a dispărut, omenia. Nu, așa a fost totdeauna. Am avut-o. Și-o avem încă. Și-o avem, asta spun și eu. Da, o avem. Arată o latură a poporului român, omenia. Omenia care nu este caracteristică capitalismului. În capitalism doar banul contează. Părerea mea este că vom fi ajutați de Rusia. Țineți minte ce spun. Că la un moment dat, când a început conflictul, a fost undeva un comunicat că Rusia le-a cerut ucrainenilor să facă o federalizare. E, în cazul acesta, vă dați seama că avem 500 de mii de români care ar putea face oricând... 600, mai mult, mai fain. Ar putea face oricând o zonă în care am putea noi să conducem. Să nu uiți, că pe 1 aprilie 1941, la Fântâna Albă, prietenii pe care noi ajutăm, a mitraliat și a omorât peste 3.000 de români. Da. Și aveau gropile deja săpate, mulți dintre ei i-a îngropat vii, răniții, muribunzi tot, și după aceea a urmat o prigoană încă vreo 2 luni de zile, din care vreo 13.000 a trimis în Siberia. Iar pe cei care au scăpat din mitraliere... O parte mai a ajuns și la noi în țară. O parte din ei. N-a ajuns decât unul singur a scăpat, care a vorbit ce s-a întâmplat. Au trimis soldați călare care i-au căsăpit. Acum, dacă stau să mă uit în zilele apropiate, acest președinte, care e un brav patriot ucrainean, nu l-a dreptul la școli. Undeva, nu știu dacă căutând să-și rezolve problema cu rușii, trebuie să ne baze și pe noi. Că așa au fost justificare. Vezi, Doamne, este o singură limbă, limba ucraineană, în felul acesta consolidăm statul. Numai limba ucraineană care caută oriunde vrei și vezi ce poți să găsești despre limba ucraineană. Nu, este o limbă slavă, un dialect slav, clar. Nu. Deci e cam la fel, româna și moldovenească. E, nu, mai... Puțin mai mult. Da. Dar să înțeleg unii cu alții, pe de asta spun, e cam la fel. Da, de acord. Dar ei se înțeleg prin faptul că s-au unit ca familii, domn profesor. Era o politică și am discutat cu foarte mulți oameni care vin și au fost în conducerea Chișinăului, a Chievului, am fost de 2 ori la Chiev înainte. Tot ce era de vârf trimitea în Rusia. În Rusia, făcând școală, făcând nu știu ce, vineau căsătoriți cu rusoaice și erau trimiși în marile orașe. Deci marile orașe întotdeauna vor avea ucraineni cu ruși. Sau ruși cu ucraineni, adică femei cu bărbați sau bărbați. Acum aveți africani cu europeni, nu mai e nicio problemă. Da, dar nu. Știți cum? Erau și unii și alții cu... Blonzi.
și blonzi. Și cu coronițe. Așa, și blonzi. Femeile, erau da. Și cu faptul că aveau aceeași religii. Asta contează enorm de mult. Nu numai. Păi, și același obicei și sigur. Cântece. Dar și să spun, să da. Spun că credința este un element care definește o nație. Ești musulman, ești ortodox, ești catolic. Nu că înseamnă o diferență, dar în interiorul tău îți dă o oarecare legitimitate de exprimare, de atitudine, de implicare într-o dispută oarecare. Eu sunt așa, tu ești dar așa. Știi că cea mai cruntă luptă este aia fraternă. De ce da. Nu. Așa păi, dar nu erau state în care erau 7 frați și trebuia numai unul să ajungă rege și să măcelăreau între ei. Și ce sunt Abel și Cain, nu sunt doi frați care s-au bătut. Da. Adică este adevărat că istoria este adevărat căutată ca istorie, da. Ca istorie, dar undeva tocmai arătăm că poți să ajungi în faza asta pe fratele tău să-l omori. Îți ridic pe cum ești acum? Da, acum ei cu ei. Ei cu ei. Da, ei cu ei. Și mai mult decât atâta, vedeți dumneavoastră, nu e războiul lor. Eu m-am uitat la... Da, ei sunt carne de tun. Da, ei sunt... Unii se apără, își apără demnitatea și alții eu trimis acolo. Eu trimis fiindcă așa a fost ordinul. Știți, poporul ăsta rus întotdeauna o militat către un țar care îi conduce. Deci ei au un sentiment de admirație față de o personalitate. Deloc. Mă duci pe un tărâm în care nici tu, nici eu nu putem face nimic. Îi lăsăm pe cei mari ca să hotărască, să facă liniște. Hai să continuăm noi cu România noastră. Deci, cu România noastră la ora actuală, după părerea mea, este să nu știu cum să spun, să găsim niște diplomați capabili să reanalizeze toate documentele care ne privesc ca țară, care ne privesc ca participare în plan european, în sensul că să ne dea voie ca ce vom mai primi bani să-i putem folosi cum vrem noi. Și noi putem să folosim, în primul rând, zic eu, a susține o agricultură deosebită, adică să ne dea cât deci de începem cât, cu agricultura. Să ne dea cât de cât mâncare. Da, să bun. Putem, dacă așa. Te ocupi de agricultură și n-ai oameni pregătiți pentru agricultură, e bine? Eu spun că sunt. Noi punem. Nu sunt că trebuie. Domnule, facultatea din Deana, am fost astăzi pe acolo, facultatea din Deana a mers tot timpul. Se cheamă Facultatea Vieții. Și zic că specialiștii care i-au scos agronomia în ea și-au fost buni. Și sunt în continuare. Eu, nu știu, eu... Dar nu vorbesc numai de aia. Pentru că țara... Satele sunt depopulate. La asta mă refer. Iar, pe de o parte, faptul că școala este de cea mai slabă calitate, nu ne scoate nici în viitor un... Deci, perspectiva de a de viitor este tot sumbră. Da, tot aici sumbră. Aveți mare, mare dreptate. Dar, vedeți, dumneavoastră, trebuie o altă politică legată de fiscalitate, trebuie o altă politică legată de investiția chiar din agricultură. Pe ce îi ajutăm? Cât îi ajutăm? Îi ajutăm de la început până la sfârșit? Că atunci e o treabă bună. Dacă îi ajutăm să facă, cum a fost programul acela, dau 10.000 de euro dacă ai un solar și faci roșii. Și-au făcut oamenii roșii. Toți au făcut roșii. Și nimeni nu i-a cumpărat și l-a aruncat. Adică am dat 10.000 pentru ce? Ca să... Nu. Deci, poate cel care i-a dat a primit ordin să facă așa. Nu. El a fost de bună credință. I s-a părut o treabă corectă și credea, și de spera... ce n-a plecat de la producție, de la gândire, cercetare, producție, aplicare practică, până la transformarea roșilor în bani și să închidă ciclul. Și cât mai marfă, repede. Bani, marfă. Și cât mai repede ciclul, să aducă cât mai mare profitul. Bun. Deci asta ar fi cu agricultura. Al doilea lucru. Aș crede că este cazul să facem o schimbare în modul în care
dăm banii în bănci. Și pentru asta, de urgență... Eu zic că e industria alimentară. Păi, am zis, agricultură, până la capăt, înseamnă ăsta o face, industria alimentară prelucrează, ajunge, se vânde... De ce? Ca să nu mai vindem grâu. Nu, nu, păi sigur că... Nu. Să, nu în cel mai rău tot caz, ce vinde, să nu mai vindem... făină în cel mai nefericit sigur. Caz. Sau paste, sau... Cu sau, totul altceva, da. Da. Și cum la noi intră pe zi 25 de tiruri cu... mă rog, a luat înghesat, să dăm noi la alții. Nu? De ce nu? Că putem face noi treaba asta. Adică... Putem face produse în care să încapă. Deci, în general, să fie înmagazinată mult mai multă o muncă. O altă treabă ar fi legată, nu mai dăm nimic produs din neprelucrat. Păi asta e. Dar nu numai în agricultură, în tot. În tot. Facem o treabă foarte clară. Nu mai exportăm materie primă. Ar fi o treabă excelentă. Excelentă. Să vină să facă fabrici de mobilă la noi în țară, să vină să facă fabrici de prelucrat nu știu ce minereu la noi și să ce facă... Să vină? Păi ăia care vor, adică nu le mai dăm minereurile, nu le mai dăm bogățiile noastre. A, consumatorii. Da, da. Dar treaba asta, dacă s-ar face, după părerea mea, ar trebui făcut obligator cu un guvern de Uniune Națională. Fiindcă noi nu discutăm să facem de azi până mâine sau o zi după ce se termină războiul. Pe termen scurt cel mult. Scurt cel mult. Trebuie să ai și etape adică, media, ce facem acum și medii, da. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, reconstrucția, după părerea mea, reconstrucția Ucrainei se va face în zeci de ani. Adică nu credeți că dacă mâine se încheie războiul, Ucraina se vor duce înapoi și oamenii ăia n-au să aibă vor unde trăi fericiți. Nici pe departe, n-au să aibă unde să doarmă, unde să lucreze, unde să... Tragedia e mare. Dar sperăm că... E, și mai este un lucru care încă nu știu să-l definesc, este faptul că pe piața mondială apare o nouă monedă, moneda chineză. Yuan. Yuan, da. Yuanul, pe schimburile de... schimburile dintre China și, Arabia și Saudită, Rusia se desfășoară în Yuan. Da. E, asta este o mare schimbare. Dacă dumneavoastră rețineți când a fost scandalul cu Irakul, la un moment dat Irakul avea voie 2 milioane de valută forte și aia era euro. Și atunci americanii la un moment dat au comentat-o, pentru ce în fiecare zi euro și de ce nu dolar. Și-o mers și-o rezolva problema cu Saddam foarte clar. Treaba foarte delicată în această globalizare, vedem o axă America, Canada, Europa, niște țări într-o parte și Brazilia, Arabia Saudită, China, India, Coreea de Nord, Rusia. Văd aceste două axe, iar restul sunt țări care sunt într-o parte sau altă. Mă refer la țările care formează marea majoritate din Africa, care sunt cu China. Mă refer la faptul că Afganistanul, care a fost și a rușilor și a americanilor... Pârjolit și de unde da, da. Merge acum cu China, China-Pakistan. Deci, cred eu că va pakistanezii care erau dușmane de moarte. Ei, e chestie de interes, domn profesor. Nu. Dușmani de moarte până când interesele ne fac să... Ciuma roșie. Ce vreți la noi? Când ciuma roșie era în septembrie la congres, marii noștri politicieni, să nu, cu ei, oriunde, dar fără ei, și peste două săptămâni se pupau. Nu. Adică chestiile astea în politică sunt... Nici n-ar vorba lui Toma Caragiu, că așa e în viață. Că așa... Da. Eu sper că americanii... Dar ai uitat da. De energie. Oare nu trebuie plecat de la energie? Pentru păi, că agricultură fără energie nu pot face. Eu zic că primul pas și trebuia făcut și va fi făcut, preluăm statul să preluie tot ce este
sursă de energie în România. Asta este obligator. Dacă nu... Deci să-și preia activele în condițiile legii, așa, pentru că știți care e chestia? La privatizare nu s-a respectat. Deci el poate oricând. Fiecare a avut un caiet de sarcini. Și nu l-a un contract. Da, și nu cu niște obligații. Și îl punem în față și rezolvăm problema exact, foarte, foarte exact. Și oficial. Nu mai se vrea actuale guvernanți. Vor fi obligați. Vor fi obligați. Asta e părerea mea. Ei când se mi-aduc aminte de Petrom, eu am fost o relație bună cu directorul economic din acea vreme. Și știu exact cum s-a privatizat. Domnule, privatizarea la noi a fost cum să vă spun, un parlament care vota legi pentru unul sau pentru altul. Deci, cei care aveau o anumită influență... Stai. Parlamentul nu vota privatizarea domnule. Petromului, de exemplu. Nu. Era o lege în baza căreia se vota. Deci, hai să revenim. Mebo a fost dat de Parlament? Era păi conform lege. Conform lege, asta da. Spun. Adică dar nu pentru o persoană. Că legile nu se fac pentru o persoană și nici pentru... Ar trebui. Nu se fac pentru o persoană. Au fost cazuri, spun eu când, când erau contingentate anumite categorii de importuri, îi spunea lui Popescu, da. Vezi că în ziua de dau drumul da. Pentru 24 de ore, tu atunci treci, nu plătești, da. După aia închid da. Și după aia faci ce vrei. Da. Au fost și situații, dar astea pentru oligari, pentru criminale adevărat, pentru că cel care e la putere și face da. Așa ceva nu poate fi considerat decât un criminal. Da. Da. Hai, mai avem vreo 2-3 minute în loc de concluzii. Păi, în loc de concluzii, eu cred că pentru marile puteri, acest război va fi și a fost o piatră de încercare și cred că vor avea alte atitudini. Și dacă noi, în noua lor atitudine între ei, vom ști să ne punem interesele noastre, vom avea de câștigat și vom recupera mai deci mult să nu mai fim preși, nu? Obligator. Să avem coloană vertebrală, fiindcă da? Am dat dovadă să, să arătăm, avem curajul să, arătă, să arătăm ce am făcut noi și că am vrea să primim și noi niște ajutoare. Așa. Păi, se poate bine, nu se poate pași la poate. Revedere. Eu zic că se poate. Noi atunci când am participat împotriva lui Saddam, ni s-a spus că vom participa la reconstrucții. Au uitat. Deci nu, noi ați auzit vreodată vreun demnitar să ceară... S-au uitat. Păi, noi poate uităm. A cerut și nu s-a dat. Nu putem ști. Stimați telespectatori, și transparența asta este obligatorie. Domnul inginer Doru Scripcaru, președinte UGIR, un alt lucru foarte, foarte grav este natalitatea, scăderea populației. Într-un sondaj văzut nu de multă vreme, un recensământ pe grupe de vârstă. La 15 ani aveam 100 ca procent. La 60 de ani aveam 136. Deci, când dispăreau aia 136, locul era luat de 100. Și tot așa, pas cu pas, că pe această bază, unii au afirmat că în 250, în 2050 aveam șansa de a dispărea. Stimați telespectatori, eu totuși încă cred în puterea românilor de a renaște din cenușă. Eu însă încă mai cred că adevărații bărbați vor apare. Încă mai cred că România va exista în continuare încă multă vreme. De această dată nu pot încheia România, emisiunea, decât cum am făcut și data trecută. Trăiască România!